Au trecut 8 ani de când Luca și Andrada, copiii artistei Silvana Râciu, filmau alături de mama lor videoclipul Dragii mamei, dragi copii. Au crescut și acum o ajută pe Silvana în creșterea surioarei lor de 2 ani și jumătate. Iar astăzi, în platoul știrilor Canal D, se află Silvana, Andrada și Luca pentru a ne vorbi despre viața lor de familie. Bine ați venit, dragii mei! Bună ziua, bine te-am găsit. Mă bucur să fim din nou alături de tine și de telespectatorii Canal D. Spuneți-mi, cum ați petrecut de sărbători? Nu știu cine spune. Pentru mine pot să spun că a fost minunat. Pentru că sărbătoarea într-o casă în care sunt copii și iată, 3 copii, deci mulți copii, n-au cum să fie sărbătorile decât foarte frumoase. Mai ales că cea mică acum conștientizează ceea ce înseamnă fiecare sărbătoare în parte, cu etapele respective, ciocnit de ouă și toate celelalte. Ne bucurăm, cum să spun, de ceea ce trăim alături de ea. Știu că ați făcut o competiție de spart ouă. Cine a câștigat-o? Andrada, cine a câștigat, mami? Am câștigat fiecare, dacă e să luăm așa, doar că Anastasia ne-a spart toate ouăle. Le-ar fi spart pe toate. Luca își mai păstrase un ou ușor, așa, cel învingător al lui, însă l-a pândit bine Anastasia și l-a spart și pe acelea. Dacă mai avem, cred că și 100 de ou, ea tot spărgea și în ziua de astăzi. I-a plăcut lucrul acesta. Copii, pentru voi, cum a fost de sărbători? A fost liniștit, mi-a plăcut, mai ales competiția de spartă m-a distrat foarte bine și a fost bine de sărbători. Pentru tine, Luca? Care e preparatul pe care îl mănânci cu cel mai mare drag, făcut de mama ta? Sarmalele. Sarmalele. Da, el cel mai des mănâncă sarmale, însă ei nu se omoară neapărat după preparatele tradiționale acum, în ultima perioadă a adolescenței. Însă eu mereu țin să avem ceea ce este tradițional pe masă, dar totuși s-au întrecut la a mânca din cozonac. Să știi că n-a mai rămas nici măcar o felie. Te ajută în bucătărie? Mai puțin, pentru că eu m-am focusat pe a-i lăsa să învețe. Asta a fost înțelegerea noastră de când erau micuți, să învețe cât pot de mult, să scoată de la ei tot ce se poate și mai apoi, în limita timpului disponibil, să mă ajute. Dar acum, de ceva vreme, de după Paște, așa, au început să fie mai hărnicuți și prin casă și mai responsabili și din punctul ăsta de vedere. Ei învață foarte bine la școală și atunci se străduiesc cam tot timpul să-l aloce pentru asta și pentru ce activități mai au ei extrașcolare. Andrada, știu că e un an important pentru tine, admiterea la liceu. Ai emoții? Da, am emoții, doar că încerc să le țin acum sub control, pentru că atunci în apropierea examenului sunt sigură că o să le am mult mai mari. Învață. Învață, da, învață foarte bine, iar timpul pe care îl aloc acum învățatului, pentru că e cumva foarte aproape de examene, e foarte mare și atunci o lăsăm să învețe, pentru că ea știe cel mai bine. Nu o controlez, n-am controlat-o niciodată, însă învață foarte bine și ne mândrim cu lucrul ăsta. Am înțeles că vrei să te faci medic. Da, așa este. Am dorința aceasta de a urma o carieră ca medic. De ce ai ales această profesie? Păi mereu mi-a plăcut să ajut oamenii și consider destul de foarte fascinant, de fapt, să studiez corpul uman. Foarte frumos. Tu, Luca, am înțeles că vrei să devii preot. Da, așa este. Și de când eram mic am vrut asta. Am avut credință în mine și am dorit să fiu preot. Nu știu exact de unde, dar așa am vrut eu. Așa a simțit. A simțit, da, o chemare, o atracție spre preoție. Cum de nu urmezi pe mama ta în carieră? Consider că o urmez, numai că nu mă simt așa de atras de muzica populară cât de cea psaltică. Și cum a fost la concertul de la Sala Palatului? Vreau să spui. Minunat. Acolo au fost foarte mulți oameni. Uh-huh. Și când a avut loc? Cine a mai urcat pe scenă? Pe 20 aprilie, acum câteva zile, practic, a fost un concert extraordinar.
Vedem acum la sala imagini aparatului de la concert. De unde vedeți imagini. O ocazie unică pentru toți copiii care fac parte din corul Tronos Junior de a urca pe scenă lângă nume sonore ale muzicii psaltice. În primul rând, alături de cel care îi conduce, domnul Mihail Bucă, de la Patriarhia Română, care conduce de altfel și Tronosul Mare de atâția ani, alături de dirijorul lor de la Tronos Junior, Ioan Balaban, și de nume internaționale ale muzicii psaltice, Cabarnos din Grecia și Ribale din Liban, au făcut o seară absolut minunată și cei peste 4.000 de oameni au rezonat extraordinar de frumos cu ceea ce s-a întâmplat pe scenă, au cântat și au plâns cu toții și a fost așa cumva o seară pentru suflet. Asta se datorează celor doi organizatori, lui Cosmin Man și domnului Angel Stoian, care au avut, se pare, ideea asta strălucită de a aduna la oaltă atâtea voci minunate. Iar vocile de înger de la Tronos Junior au impresionat întreaga sală. Pentru ei este o oportunitate extraordinară că domnul Mihail Bucă a avut inițiativa de a-i aduna la oaltă și de a crea un cor de îngeri. E minunat. Felicitări, felicitări, Luca. Silvana, voiam să te întreb. O să avem deja un medic, un preot în familie. Mezina poate îți va călca pe urme? Eu sper, mă gândesc că poate da, așa va fi. De fapt, cumva și ei îmi calcă pe urme. Andrada și ea e talentată. Nu se știe dacă nu va continua cumva în paralel și cu medicina și cine știe, poate cu o ramură a muzicii, Luca fiind preot de asemenea. Anastasia e talentată. Dă semne că e și pasionată de asta, dar pasionată deopotrivă și de a filma. Ea singură mă trage de mână: mami, hai să filmăm ceva. Noi pe pagina noastră de Facebook am hotărât să punem în ultimul timp tot felul de filmulețe în care ne arătăm viața noastră și preocupările noastre, pentru că acum totul s-a transferat, iată, în online și oamenii care mă îndrăgesc pe mine mă pot urmări acolo și pe fiecare artist în parte pe paginile respective. Pe mine mă pot urmări pe pagina Silvana Răciu cu Bifă și acolo văd crâmpeie din viața mea obișnuită. Cred că asta le place. Spune-mi, cum este să fii mămică pentru 3 copii? Îi văd și ei acolo pe Facebook că foarte greu. E adevărat, e foarte greu să fii mama a 3 copii pentru că au vârste diferite, preocupări diferite, nevoi dintre cele mai diverse, mănâncă fiecare altceva. Anastasia e răsfățata familiei și și atunci noi toți trebuie să fim cumva, să-i facem toți 3 poftele. Adică ea are preferințe, când vrea să stea cu mine, când cu Andrada, când cu Luca, și au fiecare jocurile lor, dar să fii mamă a 3 copii este foarte dificil pentru o persoană care și-a dedicat practic timpul cam în întregime meseriei, între ghilimele, acestea de a fi mamă. Pentru ce sfaturi le dai mămicilor aflate în aceeași situație? Să aibă multă răbdare, pentru că e nevoie de multă răbdare cu un copil, cu 2, cu 3, cu oricât de mulți ar avea. E dificil, mai ales în zilele noastre, dar cred că a fost dificil dintotdeauna. Răbdarea multă este esențială, mai ales atunci când îți dorești să iasă ceva copiii tăi și să ajungă ceva în viață. Ai nevoie și de foarte multă energie. De unde ți-e această foarte energie? Foarte multă energie, da. E adevărat. Aștept să se facă de multe ori seară, noapte, să adormă Anastasia și să mă ocup și de mine. De a-mi lua energie, de multe ori mi-o iau din muzică, din a asculta lucruri care îmi plac. Eu și creez muzică pentru mine și pentru elevii noștri de la școala noastră de canto din București. Reușesc cumva să armonizez tot ceea ce se întâmplă. Creez destul de mult atunci când am bună dispoziție și inspirație. Am înregistrat de foarte puțin timp 2 pricezne care îmi plac extraordinar de mult înainte de Paște, pentru că era nevoie. Iar de curând, săptămâna trecută, am și lansat cea mai recentă piesa mea, care se numește Omule, fă-ți viața rai.
Și e cumva un mod pe care mulți îl văd astăzi. Cântecul începe ceva de genul: lumea asta e prea rea, nu mă regăsesc în ea, dar noi putem să facem lumea noastră, a fiecăruia dintre noi, mai frumoasă. Și fiecare în dreptul lui, dacă ar trăi mai frumos și ar rezona cu lucrurile cu adevărat importante din viața asta și nu s-ar pierde în nimicuri și în lucruri negative, ar reuși să-și facă viața frumoasă. Îți mulțumim că ai fost alături de noi, vă mulțumesc copiii și vă mai așteptăm la știrile. Cu toată dragostea, cu drag venim de fiecare dată.